Ora 17, emisiunea Drumurile Noastre, schimbăm registrul, vorbim despre aviație, vorbim despre Tarom. După cum bine știți, de azi noapte se întâmplă lucruri foarte complicate și grave legate de tot ce înseamnă Israel, Iran, acele atacuri cu drone. Începând de aseară s-a închis spațiul aerian, la un moment dat nu a circulat niciun avion în acea zonă, din România nu a zburat nimic în acea zonă, El Al, Tarom, Wizz Air au anulat zborurile de azi noapte și de azi dimineață, dacă nu mă înșel. Vreau să mulțumesc invitațiilor, Marius Popescu, specialist în aviație, bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit. Cătălin Dancu, membru în Consiliul de Administrație Tarom, bună ziua domnule Dancu, avocat. Narcis Pascu, lider de sindicat, Metrorex Tarom. Sindicat Unit Tarom, mulțumesc de invitație. Da. Domnilor, încep cu Marius Popescu. Începând de aseară am intrat pe site-ul CNAB și am văzut acele curse anulate, practic, spre zona de conflict din acest moment. Ce se întâmplă cu sutele de oameni care au rămas pe aeroport, au rămas în România, nu numai în România, în țările care au închis tot ce înseamnă aceste zboruri? Ținând cont de situația geopolitică actuală, nici nu putem să spunem că acum pasagerii trebuie transportați cu maximă prioritate acolo. Este o situație de conflict. Bun, îi duci cu vaporul? Cum îi duci? Totuși e un lucru bun, că atunci când vine vorba despre Tarom, și mă bucur că sunt alături de foștii mei colegi de la Tarom, că atunci când vorbim despre Tarom, pasagerii sunt protejați. Adică Tarom le dă bani înapoi. În cazul zborurilor anulate, nu le dă-ți apă. Trebuie să știe toți pasagerii care au achiziționat bilete către Aman, către Tel Aviv sau de la Tel Aviv, Beirut, către București, Beirut, la fel, sunt protejați să sune la call center-ul Taromului sau să scrie la cei de la Tarom. Tarom le va da banii înapoi, este foarte important de menționat acest lucru. Mai există o altă variantă de protejare, să-i țină în pending sau să se încerce o programare printr-un partener coacher, o variantă ar fi cu Turkish-ul, dar deocamdată cea mai bună variantă ar fi puțină cumpătare, puțină așteptare, puțină deliberare deci asupra nu situației. Știm exact când nu avem o zi, o dată, exact o oră. Vreau să arăta lucrurile în regiune și ce se va întâmpla. Însă, pasagerii Tarom sunt protejați. Asta e un lucru foarte important și un lucru foarte bun ceea ce se întâmplă. Și cu siguranță că au venit niște idei bune la nivelul companiei Tarom în aceste ultime 24 de ore, să zicem, pentru că s-a mai întâmplat chestia asta și anul trecut. Domnule Dancu, deci în Consiliul de Administrație ați luat o decizie instant, să spun așa, pentru că nu se știa de joi vineri ce se întâmplă. Ați închis Beirut, ați închis Tel Aviv, ați închis Aman. Da. Ce facem cu pasagerii? Nu sunt doi, nu sunt trei. Mai există o soluție pe care pentru oameni, domnul Popescu cred că a omis să o anunțe. Pot să-mi reprogramez un alt zbor, rămâne biletul valabil și evident că în momentul în care spațiul aerian al statelor pe care l-am menționat va fi deschis, pentru că aici nu e o chestiune de voința mea ca și compania națională, ci pentru faptul că statele respective au închis imediat spațiul aerian al statelor lor, da? Dar am înțeles că azi dimineață Tel Aviv spațiul aerian a fost deschis sau este în continuare. Chestiunea nu ține numai de faptul că deschid un spațiu aerian și îl închid în două ore. Lucrurile sunt atât de instabile încât, ați văzut, de la o oră la alta se pot lua măsuri extreme și ce ați dori? Să zboare Taromul în aer și să ne pomenim că suntem anunțați că trebuie să întoarcem aeronava pentru că brusc spațiul aerian se închide? Nu riscăm. Sau avem o amenințare. Nu riscăm. Deci, toți cei care, pe lângă posibilitatea de a primi bani înapoi, doresc să-și continue zborurile în aceste state când se poate, evident că biletele rămân valabile, dar Romul reprogramează. Ați anunțat oamenii? Da. Toate chestiunile astea, în primul rând, că sunt au venit aseară în aeroport? Nu se face așa ceva. Deci nu au fost informați din timp? Nu. Vă dați seama că da. Bine, dacă ar fi fost, făcea oamenii scandal și aflam. Toate lucrurile astea se transmit pe sistem SMS, toți pasagerii pe listele care le au sunt informați din timp, sunt notificați. Chiar mai mult decât atât, dacă vor să păstreze biletul, așa cum am spus, îl păstrează pentru o altă cursă, la o altă dată, când zborul e disponibil. Deci eu cred că, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt corecte, clare și vom proceda exact ca toate marile companii din Europa când
termenii vor permite zborurile din nou. Se instituie o celulă, un grup de criză în care, dacă nu mă înșel, și domnul Pascu face... Asta am vrut să întreb. Dacă-mi din punct de vedere al securității. Dacă permiteți, domnul Iefeș, în completarea domnului avocat Dancu, vreau să vă spun că la Tarom există un serviciu de securitate a zborului performant, un serviciu care ieri s-a întrunit într-un comite de criză, așa cum spune domnul Popescu, referitor la zborurile dinspre Tel Aviv, și vreau să vă completez un pic. Zborul de la Tel Aviv la Otopeni a fost operat aseară. La ora 1:22, colegul, fostul meu coleg, șeful securității aeronautice al companiei Tarom, a fost în legătură directă cu consul României în Israel, a insistat ca îmbarcarea pasagerilor și aeronava companiei Tarom să decoleze până în ora 0:30, când s-a din Tel Aviv. Aerian, din Tel Aviv, când s-a închis spațiul aerian al Israelului. La ora 0:25, aeronava companiei Tarom decola în siguranță spre casă. Deci serviciul de securitate aeronautică al companiei Tarom este singurul specializat la ora actuală din România în efectuarea analizelor de risc. Bun, nu a mai plecat, nu a mai zburat Beirut. Beirutul care trebuia să decoleze la ora 0:50, tot securitatea zborului companiei Tarom a luat decizia de a informa și solicita pe directorul de zbor al companiei Tarom și pe directorul general ca această cursă să nu opereze, și n-a operat. Corect. Deci totul se validează, se clarifică, se validează în funcție. Deci toate aceste aspecte sunt evaluate în avans de către Serviciul Securitatea Zborului a Companiei Tarom prin analize de risc pe care le comunică directorul general al Companiei Tarom. În avans. Chiar acum încercăm să vedem dacă există avioane, există ceva avioane deasupra statului Israel? Da. Din ce vedem în secunda asta în zona aeroportului Tel Aviv. Deci în acest moment spațiul aerian este deschis, domnule. Da. Este deschis, bine. E în timp real această... Știm foarte bine, este un aeroport extrem de performant și Israelul are acolo un dom care protejează indiferent de ce ar fi, dar problema nu e neapărat acolo, cât și ce poți să pățești pe drum. Lumea, atunci când merge... Adevărul că sunt puține avioane, foarte adică puțin, două sau trei avioane, foarte din ce am văzut. Merge cu avionul, nu se teleportează adică imediat în Tel Aviv. Adică... Probabil că sunt două, trei operatori aerieni care fac în acest moment, care operează, sunt foarte puține avioane. Dacă vă uitați, dacă vă uitați pe hartă... Chirin, te rog, hai să vedem acest avion al cărei companie aparține. Cel de la Beirut, EMEA. Da. Beirut, Istanbul. Da, 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 e al lor. Și acesta din zona Tel Aviv, așa, este o cursă spre Polonia. Tel Aviv spre Varsovia. Polonia, Varsovia, da, da. Din Unerva 320. Da, e al lor. E o aeronavă izraeliană, vedeți? Este o aeronavă din Israel, da, care zboară companie, în Polonia, da. Unei companii din Israel. Dar este destul Israel. De liber pe cerul Israelului, așa că se și vede concentrația. Da, da, așa este. Da. Bine, aici e o adevărată discuție. Aeronavele care sunt înregistrate în statul Israel și cu precădere cele ale LAL-ului, și știți la ce mă refer, bănuiesc. Da. Sunt foarte bine dotate. Exact. Mai, bine un dotate. Avion. Mai există un avion în zonă, chiar acolo, Chiri, dacă putem să vedem celălalt avion încotro, aici, în acest punct. Bine, sunt elicoptere, acolo văd un elicopter, aici ar mai fi. Acolo ar mai fi o cursă. Este cel de mai devreme și în dreapta lui mai e, mai e unul în dreapta. Domnul Efeș, trebuie să înțelegem foarte clar. Orice companie aeriană care operează într-o zonă aici de posibil conflict sau chiar într-o zonă de conflict, întotdeauna își va lua toate măsurile necesare să nu-și expună aeronava, echipajul de zbor și pasagerii la fel de fel de acțiuni care pot de risc. Da. Întotdeauna companiile aeriene sunt în avans puțin cu partea de analiză de risc și au decizie de a anula zborurile. Exact, deci, situația de aseară din Israel. În afară de două avioane, un avion privat este și un avion de la Tel Aviv spre Varsovia. Varsovia nu zboară nimic în acest moment. Da, corect. Revin la Tarom. Da. Domnule Dancu, bună ziua din nou. Bună. Tarom. Ce face Tarom? Excelent de bine. Așteptăm... Știți de ce vă întreb? Am fost la Ministerul Transporturilor luni sau marți. Și la etajul 1 m-am întâlnit cu domni colegi din minister care mi-au zis, bă, dădeau din cap despre Tarom, așa. Ce înseamnă așa când... Sunteți prea optimist dumneavoastră. Nu, optimismul meu are un fundament realist. Eu nu pot să fiu optimist doar de dragul de a fi. Dar de aia sunt și în Consiliul de Administrație, nu?
Așa. Deci, ideea avem bani de salarii, da, avem avioane, primim ajutorul de stat? Toate trei. Avem bani de salarii, nu sunt probleme. Asta vor să știe oamenii. Știe și domnul președinte că problema... Când ar trebui să-și ia bani acum? Când e zi de leafă? 15 și 30. Întotdeauna... Spune domnul președinte că mai bine. Mâine se dau banii la Tarom? Luni. Da. Mâine se dau banii la... Mai speria Chiricol. Da, și eu, imaginata nu e. Mai speria. Domnule, deci o să vă rog să renunțați la această imagine. Este puțin... Mai speria. Da, și nu este rea. Nu reprezintă realitatea cu banii Tarom. Mâine se dau banii la Tarom? Nu e problemă. Deci mâine se dau banii. Dragi taromiși, mâine vă luați salariu. Da, vă luați leafa, nu domnule Pasă? Mă sigur. Deci avem bani de salarii. Da. Avem avioane? Cele care le avem acum. Câte avem? Ce zboară? Păi zboară ATR-urile, zboară Airbus-urile, iau-te-le aici frumos, 318, zboară Tarom cu Boeing-urile pe care le avem. Suntem într-o procedură de vânzare, v-am spus, o finalizăm și pe asta în sfârșit, să scăpăm de Airbus-urile astea vechi, 318, și pe o ofertă pe care, Doamne ajută, sper să o finalizăm, închidem și vindem. Și așteptăm, știți bine că am mai vorbit de chestia asta, am semnat deja contractele și scrisorile de intenție pentru achiziția celor patru avioane 737-800 MAX. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere... Timpul e bun, e în favoarea noastră, iar ajutorul, dacă funcționarii ăștia de la comisie se mișcă și mai repejor așa, pentru că nu mai e vina noastră, a lor, s-ar putea până la sfârșitul lunii, prima parte a lunii mai, să rezolvăm și cu finanțarea mai exact, până în data de 8 mai, din ce informații am eu pe sursele mele, domnul. Da, până atunci. Până în data de 8 mai ar trebui ca acel ajutor de stat, cu virgulă concursul Comisiei Europene, funcționar de acolo, să intre în conturile companiei tale. Exact. Deci până acum două persoane din trei ne-a dat asigură că vin bani. Da. Ne ajung banii? Nu. Bun, niciodată nu ajung banii. Niciodată nu ajung, da? Ca să vedem lucrurile corect. Banii, dar nu asta e discuția că ajung. Banii că... ne vor ajunge să plătiți datorii, nu? Aveți datorii? Avem. Datorii. Salarii, nu? Da. Leasing la avioane, da, nu? Da. Ajung banii, e? Păi, în primul rând, să facem o rectificare. Noi nu luăm ajutor de stat ca să plătim salarii. Da? Primul lucru. Bun. Din banii asta nu plătim salarii. Asta e bine, da? M-am lămurit. Okay. M-am lămurit de asta. Doi. Nu există semnare de contracte de leasing fără garanții financiare pe care noi le avem oricum. Da? Deci nu există. Trei. Datoriile pe care le avem, o parte din sumă, într-adevăr, vor fi folosite în plata acestor datorii. Asta creează două condiții importante. Una, creditorii sunt extrem de liniștiți vis-a-vis de situația noastră operațională în plăți. Și doi, să nu uităm că avem garanții deja asigurate pentru tot portofoliul de datorii. Da? Deci noi nu așteptăm ajutorul de stat în disperarea că îngrijorăm pe cineva în piață, că am mai auzit pe unii că, domne, să nu intrăm în faliment, să nu intrăm în proceduri, da? Corecte să știți de ce folosim banii ăștia. Și cele 80 de milioane de euro vin în special pentru modernizare, tehnologizare și, evident, o parte din plăți. Așa. Am făcut o serie de întrebări către Tarom. Vreau să le mulțumesc frumos. Mi-au răspuns repede șefii de la Tarom și am întrebat. Depinde ce v-au răspuns. Păi stați că vedeți. Hai să vedem. Chiri, dacă poți pune și pe ecran întrebările și răspunde, eu citesc. Este adevărată informația că până la sfârșitul acestei luni va intra în contul suma aferentă ajutorului de stat? Dacă da, cum este utilizat acest ajutor de stat? Și Tarom îmi răspunde. Conform procedurilor făcute publice de către AGA Tarom, se cunoaște faptul că am solicitat un ajutor de restructurare. Până la momentul transmiterii deciziei din partea Comisiei Europene către autoritățile statului român și respectiv informarea Tarom referitor la această decizie, nu avem ce informații noi să transmitem presei. Vă rugăm încă o dată, vă asigurăm însă că odată ce cunoaștem rezultatele, informația va deveni publică. Ce face Tarom privind siguranța zborului cu atâtea avioane defecte și care sunt măsurile pe care le va lua în următoarea perioadă? Din punct de vedere al direcției tehnice,
Compania Tarom operează în acest moment toate aeronavele sale în conformitate cu planul de mentenanță aprobat de către producătorii acestora și standardele de siguranță naționale, europene și internaționale. Aeronavele care nu efectuează zbor în acest moment sunt fie în activități de control, fie în activități de mentenanță conform sloturilor de disponibilitate ale furnizorilor de componente sau de mentenanță autorizați. În vederea susținerii siguranței zborurilor, Tarom are obligația de a executa toate lucrurile de întreținere ale aeronavelor în conformitate cu cerințele producătorilor și normelor existente. Cum și când se va rupe divizia tehnică de Tarom, cum vor fi afectați mecanicii Tarom și cum vor fi plătiți în noua entitate? Cu privire la direcția tehnică, Tarom dorește să eficientizeze activitățile de întreținere și reparație a aeronavelor în cadrul Tarom, inclusiv prin externalizarea acestor activități către o societate care să acționeze în piață ca operator independent. Separarea activităților de mentenanță de activitatea de transport aerian permite ca fiecare din activități să fie administrată ca activitate principală în fiecare unitate organizată ca centru de profit. În conformitate cu decizia AgaTarom, compania a solicitat planul și procedurile de divizare în relație cu divizia tehnică. După aprobarea planului care prevede în sine acțiuni și calendar de implementare, vom fi în măsură să putem comunica alte informații, asigurându-vă că Tarom va comunica clar și deschis cu toți angajații. Așa. Dacă Tarom va fi noul proprietar al Tarom Tehnic, când va vinde 51% din acțiuni și cui? Dar de ce? În primul rând, de ce trebuie să fac asta? Noi am întrebat. A, și ce v-am spus? În execuția planului de divizare, aflat încă în procedura de aprobare, există și variante referitoare la structura de acționariat în cadrul Tarom Tehnic. Acesta nefiind încă aprobat, nu putem specula care dintre scenariile de lucru va fi implementat și nici care sunt potențialii acționari sau structura de participare. Și ultima întrebare, dacă CNAB, aeroportul, da, știți? A cerut chirie Tarom pentru terenul pe care este construit hangarul. Dacă da, care este valoarea chiriei și pe ce? Uh-huh. Pe ce perioadă? Relațiile comerciale dintre CNAB și Tarom sunt supuse prevederilor legale care guvernează contractele și activitățile comerciale dintre firme conform statului lor și regulile de piață. Contracte, valori și proceduri comerciale dintre cele două entități nu fac obiectul informațiilor de presă. N-are dreptate aici. Cine va da răspunsul ăsta? Tarom. Cine de la Tarom? Mama. Domnule Pașcu, cine credeți că ne-a răspuns? Deci la acest moment... Aș fi vrut să-l întrebe, domnul Popescu, dar la acest moment purtătul de cuvânt nu mai există la compania Tarom. Da. Păi eu zic că domnul Popescu a făcut răspunsurile. Domnul Popescu, nu s-a păstrat ceva din tehnica cu lanterna, Popescu? Da. Nu este lui nu știu domnul cine Popescu a făcut acest răspuns. Așa. Dar referitor la partea de divizare a companiei Tarom și la externalizarea direcției tehnice Tarom, vreau să vă spun că există într-adevăr, așa cum a comunicat și compania, o hotărâre AGA care prevede începerea acestui lucru. Dar până la acest eveniment vreau să transmit un mesaj foarte clar către angajații din direcția tehnică Tarom, angajați care știu sigur că sunt foarte întrebători și sunt într-un stres teribil când a apărut această hotărâre AGA. Să le spun în felul următor, să stea liniștiți că această divizare, dacă va exista, și eu am un mare semn de întrebare, deoarece compania Tarom se restructurează din 1996, se tot restructurează. Cred că este a 25.000-a oară când se face restructurare la Tarom și nu știm sigur dacă se va întâmpla acest lucru. Iar dacă se va rupe această direcție tehnică, așa cum a spus dumneavoastră, din cadrul companiei Tarom, aceasta va trebui să devină foarte profitabilă, să vină rentabilă, în așa fel încât angajații companiei să fie plătiți la nivelul serviciilor de mentenanță din vest. Știți cu cât sunt plătiți mecanicii Tarom la ora actuală, la hangar sau la linie? 11.000 de lei, maxim 12.000 de lei, salariul de încadrare, la care se mai adaugă sporul de vechime. Un angajat licențiat B1, B2, deci certificări maxime, în Europa este plătit cu 40 de euro pe oră. La ora actuală, în Tarom, primește doar 10 euro pe oră. Deci noi putem să ne gândim la o divizare. Ați văzut răspunsul? L-ați făcut dumneavoastră? Nu. Mai sunteți la Tarom? Nu. De aproape 2 ani. Dar seamănă un pic stilul, răspunsul, v-au copiat
oamenii ăștia din Tarom un pic așa... Acum, lăsând cumva la o parte, nu au putut să comunice aspecte din contractul dintre Compania Națională a Aeroportului București așa, și Compania Tarom, pentru că acea face așa, la parte... 4, să trece nu, mă la refer la 5 face parte, e ceva confidențial, în contract nu se poate la 4. Spune. Chirii merge un pic mai jos... Despre așa. Întrebarea 4. Așa. Să anunțăm faptul că deocamdată nu a fost luată o decizie politică cu privire la viitorul decizie proprietar. Politică? Bineînțeles, pentru că totul este politic și trebuie să discutăm lucrurile astea. Dumnezeu, și să sunteți fim... în PSD? Suntem. Sunteți în PNL? Nu. Sunteți în AUR? Nu. Sunteți în UDMR? Dar Tarom al cui e? Al statului român. Al statului român. Da. Este controlat, bineînțeles, politic. Nu a fost luată o decizie politică în acest sens și, bineînțeles, că se va lua o decizie pentru a vedea a cui va aparține această nouă companie Tarom. Tot la fel vreau și eu să anunț un lucru foarte important. Acela este că angajații de la actuala direcție tehnică, dragi tehnicieni, ingineri și nu numai, nu vor fi evaluați în momentul în care se va face acea divizare și se va trece de la Tarom, pentru că, spre deosebire de dumneavoastră, domnul Pașcu, să știți că eu sunt încrezător că se va întâmpla acest lucru, pentru că odată ce o să intre banii, mă rog, va da verde Comisia Europeană să intre banii și Guvernul României va vira în conturile Taromului acei bani, Tarom va fi obligată, bineînțeles, să respecte ceea ce a pus în acel plan de restructurare și optimizare comercială. Noi vorbim despre un plan domnul de restructurare și optimizare comercială. Pe lângă faptul că Tarom va fi obligat să respecte dreptul angajaților, va trebui să respecte și dreptul angajaților din contractul colectiv de muncă. Corect. Legea 67/2006, privind protecția angajaților în momentul transferului întreprinderilor, va trebui să respecte legea prețurilor de transfer. De transfer, care este o lege foarte importantă, fiindcă toate activele companiei Tarom vor trebui să fie actualizate la prețul pieței. Categoric, da. Noua entitate. Acum vorbim de angajați. Angajații de la tehnic nu vor fi evaluați. Deci vor trece mai mult ca sigur majoritatea acestora în această nouă companie Tarom Tehnic, care va fi orientată, goal-oriented, cum ar trebui să fie, mă rog, țelul fiecărui manager, care, și mai ales manager al unei companii de stat, să fie orientată spre a face profit. Și profit se poate face foarte ușor la nivelul direcției tehnice Tarom sau acestei societăți comerciale Tarom Tehnic, SA, pentru că ăștia sunt cam cei mai buni. Dar de ce nu face Tarom profit și până acum, domnul Popescu? Întrebăm pe domnul avocat, fiindcă este în consiliul administrației. Domnul avocat, din 2009, sunt taromiști care trimit foarte multe întrebări. Îmi permit una singură. Bună ziua pentru domnul Dancu. Nu vă înjură, nu vă înjură lumea. Dacă mă înjură, dreptul lui. De ce se cramponează Tarom pe maxuri când se știe ce probleme au și când puteau renunța la ele după nerespectarea primului contract? Până și americanii merg pe Airbus. Airbus și ATR au fabrică pe aceea stradă, de se pot negocia niște prețuri mult mai bune. Dar cine a spus, răspunzându-i la întrebare distinsului domn, că noi nu negociem prețuri cele mai bune pentru Max? Știe dânsul cum am negociat? Îl asigur că nivelul de negociere și de achiziție e mult mai bun decât ce am avut acum 2 ani de zile. Da, ca să știe, dacă tot vorbim de ce. Doi, noi avem deja o configurație făcută, de care suntem obligați să ne ținem de ea prin adoptarea de către noi în Consiliu acestor avioane 737-800 MAX. Știți cât timp ar însemna pierdut să relansăm o procedură de negociere cu alt tip de model sau de avion? Eu înțeleg întrebarea, să spunem așa, de informare generală. Dar specialiștii în aviație știu foarte bine că nu se poate, pierdem foarte mult timp și nu mai avem nici timp de pierdut și ne încălcăm obligațiile asumate în acordul de ajutor de stat cu Comisia Europeană. Mergem pe această linie. Finalizarea este, atenție, suntem în semnarea deja a contractelor de leasing pentru achiziția lor. Ce ne mai împiedică? Nimic. Ne împiedică finalizarea acordului cu Comisia la sfârșitul lunii, începutul lui mai, și dăm drumul la Comisia Europeană. Deja avem banii pregătiți. Banii pregătiți pentru avansurile la avioane este asigurat. Și cel mai probabil primul Pascu, va veni în august. Înainte sau după pauză îmi răspundeți, Chirio, să ne conții. De ce cumpără Tarom avioane în loc să închirieze? Sunteți cel mai vechi în Tarom. Domnul Avocat, la acest moment nu că există. Avioanele Boeing... Nu există. Piața este într-o criză extraordinară. Credeți că noi în Consiliu nu am pus în discuție să căutăm avioane, să închiriem, încât să ne asigurăm necesarul de zboruri?
Nu există. Rețineți, piața este extrem, extrem de aglomerată. Nu ai unde să te orientezi, să te duci să găsești avioane. Sunt de client. Sunt care cumpără produse. De ce nu ați, ați luat avioanele de la Blue Air? Păi ele sunt sechestrate. Ce, persoana care întreabă nu știe că sunt sub sechestru? Sunt mulți oameni, da, multe întrebări. Sunt sechestrate, nu pot... Și alea nu erau avioanele proprietate privată a Blue Air-ului, no. Adică despre ce vorbim? Și alea erau la niște tot companii, leasing. Nu. Pe un leasing. Da. Nici nu sunt operațional. Perdute. Au fac obiectul juridică, unei situații, da, exact, penale desfășurare și o anchetă. Nici nu pot fi folosite, mișcate din cauza dosarului penal. Nici nu aveau configurație pentru tarom, pentru că tarom are și configurație de business. Cele leasing? Ar fi preluat tarom leasing. Păi, ca să preiei, trebuie să ai și cadrul legal să poți să o faci. Aici e problema, că n-am cum, nu că nu vreau. O să le dau un răspuns deșinșilor mei colegi. Deja avem, pentru cei care se uită la întrebarea 4, deja avem ofertă oficială pentru semnarea uneia de cele mai mari colaborări europene. După pauză, îmi spuneți, da? Dacă aveți voie. Eu vă spun ce, eu vă spun pauză și îmi spuneți eu, după. Da? Perfect. Pauză. Foarte scurt, suntem din nou în direct emisiunea dumneavoastră noastre. Domnule Dancu, membru CEATA Rom, mi-ați spus că există negocieri, da. Tarom tehnic. Da. Ne puteți spune din ce țară e? Nu. Păstrăm confidențialitatea, deci au fost 4 oferte. Un acționar minoritar. 4 oferte, a câștigat unul din ei. Suntem în negocieri directe. Vine cu bani? Cu ce vine? Vine cu bani, cu echipamente, cu tehnologie, cu know-how. Are experiență din vestul Europei, clar, este țară membră UE. Da? Sunt foarte bine cunoscuți în piață. Și discutăm cu ei astfel încât divizia tehnică să se înființeze cât se poate de repede, cu condiția ca să clarificăm și situația terenurilor, pentru că avem nevoie de terenuri. 1. CNB a cerut chirie tarom? Da, deci a cerut, păi ilegal. Să spuneți, vă amendează Consiliul de Administrație o să mâine. Vedem ce mi se întâmplă. Ilegal. Doamna Boagiu, da? Vă dă o amendă mâine. Terenurile de la CNAB au fost date gratis de statul român în 2000 printr-o hotărâre de guvern semnată de doamna Boagiu, colega mea din Consiliu. Ne-am dus la secretariatul general, ascultă-mă un pic, și am zis așa, băi, vreau și o notă aia de fundamentare în 2000, ce ați avut în cap când ați transferat terenurile taromului cu titlu gratuit spre folosință lui CNAB. Așa. Ce au făcut excroceștia, îmi pare rău băieți, dar asta sunteți, s-au apucat cu fostul director general de la Tarom, alt șvaițăr de director, și ne-au pus să plătim chirie. Nu sunt eu. Da? Nu sunt eu fostul director. Ce am făcut în Consiliu? Eu m-am opus totdeauna să plătesc lui CNAB chirii pentru tarom, pentru terenurile lor. Vrei să facem divizia tehnică? Sunt mulți bani? Sunt mulți bani, da. Lângă deci hangar, adevărat. Lângă hangar. Sunt zeci de milioane de euro? Nu. Asta e datoria generală. Noi avem și unde avem cele mai multe datorii cu ei, ca să fim și asta transparenți, la plățile operaționale. La operațiuni. Da, știi bine. Dom'le, Narcis Pascu, o întrebare din partea unui om din Tarom. La Tarom este director comercial. E ok, se vând bilete. Dar de ce este nevoie și de director de marketing și de director de vânzări în persoana doamnei X? Da, ca deci nu există. Care e, din punctul meu de vedere, un nou sens. La restructurare în pandemie, postul de director de vânzări a fost tăiat de price. În structura Tarom. Nu există decât un singur director comercial și doi șefi de departamente. Departament de vânzări și departament de marketing. Din ceea ce cunosc eu și domnul avocat, poate să confirme. Șef de departament. Nu există decât un singur director comercial. Atât. Deci nu este. Nu există. Nu se pot confirmă. Pot asigura cetățenii României că vor zbura în continuare cu Tarom, compania națională Tarom, în siguranță. Fiindcă așa cum ați început la începutul emisiunii, noi suntem una dintre companiile cele mai importante, avem piloții cei mai buni din companii din toată Europa, avem mecanici încă foarte, foarte buni la ora actuală. Iar dacă acea divizie tehnică se va face, așa cum ne-a transmis domnul avocat, vor trebui ca mecanicii să fie plătiți cu cel puțin 40 de euro pe domnul oră. Președinte, ca în știți obținem. Care sunt valorile noastre? Ca să audă toată țara. Pe primul an de operare 100 de milioane de euro contracte, deja avem oferte, stimați români, toți cei care ne urmăresc și băieții de la Vizer, care tot timpul aveți și aveți cu noi și credeți că ne veți pune în genunchi. Deci fac un apel pe această cauză. 100 de milioane de euro va fi primul an prin care noi, prin divizia tehnică, facem bani. Și o să aibă și cei fac din... Fac un apel, revenim concluzii cu Marius Popescu. Să revină înapoi cu banii Tarom. Exact.
Da, suntem din nou în direct, mai avem foarte puțin timp. Întrebări de la oamenii din Tarom, presupun. Hemoragie de pilot la Tarom, pleacă pe capete, s-a pierdut resursa umană de cel puțin 2 milioane de euro în ultimul an. De ce număresc salariile piloților? În schimb, se fac angajări pe combinații pe perioade determinate. Alte pierde de cel puțin 1 milion de euro. Piloți fără experiență plăteau înainte să se... ca să acumuleze ore la Tarom. Și o ultimă întrebare, concluzii, domnule Marius Pascu. Întreabă Popescu, cineva... Popescu. Deci dacă vin 100 de milioane de euro în primul an și acum nu vine nimic, înseamnă că actualii șefi sau foști au fost proști? Sau sunt proști? Cine a pus? Oamenii întreabă. Cine a pus pe foștii șefi? Cine a pus pe foștii șefi? Asta e o întrebare așa, care trebuie să rămână fără răspuns sau să răspundă telespectatorii noștri, care sunt mai deștepți decât alții. Sunt foarte multe întrebări. Vreau doar să spun următorul lucru. Tarom e mult mai aproape. Un de administrație foarte bun și un director general și o echipă foarte bună. Asta trebuie să știți. Tarom e foarte, foarte aproape să primească această validare din partea Comisiei Europene pentru minimum 80 de milioane de euro. Bani care ulterior vor fi transferați de către Guvernul României în conturile Tarom, infuzie de capital, și este foarte aproape. Lucrurile s-au mai liniștit la Tarom. Mulțumesc. Pasagerii trebuie să aibă încredere în Tarom, dar piloții trebuie să fie mult mai bine respectați. Vă mulțumesc din suflet. Ne revedem cu dânsii pe 28 aprilie. Mâine dimineață plecăm într-o expediție. Traversăm Moldova pe autostradă.